ce ai zis că e? Nucleu de centru de osificare. Mă, dacă n-ai găsit. Așa. Am căutat și eu, că m-a intrigat și pe mine aspectul, dar recunosc că la momentul în care am dat rezultatul, nu mi-a trecut prin cap că ar putea fi o problemă la nucleul de creștere. Da? Vorbim de chestia asta de aici, de la nivelul trohleei. Ok, există o problemă, există edem subcondral, există neregularitatea corticală cu ușoară înfundare și cartilajul de deasupra e intact, cu minime modificări de semnal, dar suprafața este intactă. Aia e cel mai important, cel mult condropatie gradul 1, dacă vrei. Treaba asta e o chestie care, după părerea mea, este traumatică. Bine, eu am și contextul clinic, puștul s-a lovit la genunchi, adică a căzut drept în genunchi. Mă întrebați acum cum a reușit să-și facă chestia asta aici, că dacă vă uitați, rotula nu pare să poată să intre aici, dar cine știe cum a căzut și a intrat o margine, nu știu, nu am explicație pentru cum a reușit să facă chestia asta. Dar eu am dat-o ca fiind probabil post-traumatică. Chestia cu nucleii de creștere se întâmplă aici în posterior, da? Niciodată n-am auzit în față și acum m-am uitat și eu să văd dacă poate să fie și n-am găsit. N-am găsit. Nu e exclus, dar chiar n-am găsit. Așa. Și varianta numărul 2 este de osteocondrită disecantă. Osteocondrita disecantă e o boală autolimitantă în principiu dacă nu pleacă fragmentul de acolo. Iar la el nu pare să fie niciun pericol pentru asta, pentru că atâta vreme cartilajul este intact și așa nu mă tem de chestia asta și mai ales că e într-o zonă unde n-are cum să plece, că e aici în V. Stă frumos bucata asta de cartilaj cu os acolo. Da, poate să fie. Da, e posibil. E posibil, el are un context traumatic, dar e adevărat că și osteocondrita poate să plece de la un eveniment traumatic. Vom vedea. L-am chemat la reevaluare, să-l vedem peste 3 luni, să vedem încotro ia chestia asta. Fie nu prea supăra nimic, așa, dar. Mă rog, ideea e că, da, nu pot să zic că. Adică e un caz interesant în ideea în care n-am mai văzut în locația asta niciodată o astfel de leziune. Exceptându-le, bineînțeles, pe cele care țin de osteoartrită patelofemorală și leziuni clare de cartilaj. Aici arată a osteocondrită disecantă, seamănă și cu nucleul ăla de creștere, dar care nu apare adică cel puțin n-am găsit eu în literatură ca putând să fie și acolo. Bun, și altceva la puștul ăsta eu n-am mai văzut. Apofizită tibială. Da, este incipientă. Mic edem. Este mic edem în apofiză tibială. La Dar. meniscul intern, cornul posterior. Mi s-a părut că fisură Vase. acolo. Sunt vase. La copii, Vase. grijă mare. Cornul posterior este vascularizat. Are vase în interior. I-am dat ca leziune grad 1. Gradul 1 nu poate să fie, fiindcă e liniară. Modificarea e liniară dacă ne referim la asta. Fisură orizontală. Așa. Seamănă cu aia degenerativ. Oh, Nu. păi nu, aia degenerativă aia este ca un norișor, este ca o pată, nu este o chestiune liniară. Nu, Clipa în care ai cauza. Parcă astea a orizontale caut. de cele mai multe ori sunt din cauză degenerativă. Așa citisem, cred că la un moment dat. Nu știu dacă mă înșel. Nu. Alea care sunt de degenerare mixoidă sunt de cauză degenerativă. Cele Dar eu nu orizontale, m-am luat de asta liniară. dar de ce te-ai luat? Uite aici. De asta. Așa. Păi asta, da, asta zic Nu. și eu. Tu ești mai sus, Flori. Ia Ia, mouse-ul. Florim, ia Uite. mouse-ul de acolo, că ne deranjezi. Păi aia nu-i Deci nimic, ce e aici. acolo? Mie așa mi s-a părut, că pleacă din aia liniară și se duce jos. Și de asta am dat-o și de gradul 1.
Eu Păi aici văd o dacă, chestie. dacă ai văzut-o Acolo. așa, Aici. trebuia să o, trebuia să o dai de gradul 2. Dacă ai văzut-o liniară și cu ceva care se duce în jos, ar fi gradul 2. Dar, Un axial poți să pui, uite, te rog? a, uite, uite aici, pe gradientul ăsta, se vede, Așa, asta-s aia va. nu e acolo leziune. Nu, ăla-i va, De ce nu ăla-i ești vas. la extern? Bine. În primul rând, uite-te că se continuă un pic în afară și asta e vas. Dacă te uiți, Am uite-te în înțeles. stolar, cum arată, e un desen în stolar cu Da, vascularizația cu vasele, meniscului eu la știu. microscop. Exact așa vin vasele. De aici, aici în spate e o rețea, e un vas central care Da. intră și se ramifică puțin și rămâne cam în zona asta. E copil la Și el. după ce vârstă nu mai apar vasele astea în menisc? Nu știu să zic. 30. Depinde foarte, depinde foarte mult de fiecare, de la fiecare la fiecare, nu cred. Ni. Așa. Eu am zis, așa am citit. Alea degenerative nu sunt liniare, deci eu nu știu ce ați înțeles voi. Orizontale vreau Alea să zic că nu orizontale nu liniare. sunt degenerative. Avem trei O tipuri să... de leziuni de menisc. Leziunea de degenerare mixoidă, asta e leziunea degenerativă, da? Care este ca un norișor, nu este liniară. Este o pată, este o arie imprecis delimitată. În clipa în care ai orice segment. Da. Hai mă, nu v-am arătat leziunea de menisc la... Mă, Ba fete. da. Liniar apare în gradul 2. Da, Fără extensie pe suprafața articulară. dacă pomenești cuvântul liniar, dacă pomenești cuvântul bandă, aia este gradul 2 sau 3. Dacă banda intersectează suprafețele și le întrerupe, este gradul 3. Dacă nu le nu întrerupe suprafețele, este gradul 2. Ok? Dar degenerativ nu este liniar. În clipa în care e liniar, am scos din discuție degenerativul. Este Da, e liniar, focar, gata. liniar înseamnă de obicei post-traumatic. Da, așa Stai am așa, înțeles acum. stai un pic, că găsim acum, imediat, imediat, stai așa. Că am aici niște materiale, dar trebuie să le și găsesc. Și la cazul ăsta, la Lia mi s-a părut că mai e ceva. Ia ca vasele. Ia uite vasele. Le vezi? Și ce Da. rămâne aici? Dacă aici de obicei găsești modificările alea ca un norișor, așa oarecum globuloase și cu o mică extensie, alea sunt leziuni la limită între gradul 1 și gradul 2. Dacă vezi strict o linie și nu sunt vase, adică nu-i copil, că vezi o linie, aia este leziune clară de gradul 2. Și imediat să vedem, să vedem cum arată. Așa. Ia uite. Deci asta este leziune de degenerativ, ca o pată. Asta. Deci nu e o linie, o pată. O vezi? O vedeți? Da. Degenerare mixoidă. Focar de hipersemnal intrameniscal. Bun? Asta este o bandă. Da? Mai groasă, mai subțire, mai lungă, mai scurtă. N-are importanță. Este gradul 2. Nu mai vorbim de degenerare. Degenerarea a fost gradul 1, iar asta e o leziune gradul 3, care comunică într-un fel sau altul cu suprafețele articulare. Ok? Deci vă rog, nu mai confundați lucrurile. Liniar înseamnă gradul 1 sau 2. Că liniar este oblic sau liniar este orizontal, tot liniar se cheamă. Singura care nu este liniară este asta, care este ca o pată. Și asta e cea mai simplă. E gradul 1, ai scăpat și tu și pacientul. Asta nu se operează, nu se face nimic pentru ea. Ok?
Deci, astea sunt vase. Puștiul ăsta n-are nimic. Sigur că putem intra în discuții că dacă puștiul ar face sport și ar fi așa, cum le diferențiezi între vase și leziune gradul 2? Greu sau imposibil de diferențiat. Dar la el presupun cu 99% că este o leziune, nu este o leziune, sunt doar vase intrameniscale. Așa. A, ok, da, e posibil. Este foarte posibil. Eu cred că nu am amintit de osteocondrită disecantă. Am amintit? Nu. Am zis. Nu. Cum zicea și Florila, LIA este... Inserția tibială. Mie mi s-a părut că e o leziune pe axial. Aici. Ideea așa, cu axial de grad 1. Ideea cu axialul este cor. Că axialul nu te ajută foarte mult fix la inserție, fiindcă inserția se face pe platou tibial într-o zonă oarecum vălurită și ai multe efecte de volum parțial. Aha. Vezi, ai aici, ai aici, ai o vale și o vale și un deal. Nu cred, n-ai zice. Arată, sunt cele două bandeluri bine diferențiate între ele și aici ai întrerupere, aia zici tu, milimetrică. Da. Da, da, pare parcă mult mai gros decât un LIA normal. Sau așa apare la copii. Mie nu mi se pare mai gros. Mi se pare doar nu acolo. E mai gros, te păcălești aici, dar nu e mai gros. Că dacă tu îi spui să ai pe coronal, este la... de, adică e gros cât trebuie, nu e mai gros decât trebuie. Aici te păcălește, fiindcă el e de fapt până aici, cred eu, și aici în spate e puțină grăsime mai de altă nuanță. Ligamentul peternic ăsta nu mai vedem. Ia stăm, ăsta l-a mișcat, bineînțeles. Uite, asta poți să-ți confirmi aici, că nu e nicio leziune. Uite, vine din fibrele până aici și se inseră aici, nu știu. E o mică zgaibă de lichid sau de ceva, dar nu e ruptură. Ok. Da, și într-adevăr s-ar putea să fie o osteocondrită disecantă, dar o să vină puștul la reevaluare și vedem atunci. Și ideea este că, na, vezi, e foarte bine să discuți cazuri, e bine să discuți cu colegii, e bine să discuți cu oricine, că vin idei. Uite, spre exemplu, ce este asta aici? Nici n-am mai descris-o, pentru că dacă descriu la toți copiii chestia asta, intră părinții în vrie. E în interiorul cortical. Este o zonă clară, e o zonă de creștere osoasă care se extinde oarecum de aici, de la platou de creștere, și o ia aici pe corticală, care e foarte dificil de diferențiat sau imposibil de un desmoid fibros care este tot în zona asta unde se prinde gastrocnemianul. Este o leziune de tracțiune și apare la sportiv și uneori este oarecum așa polilobulată și destul de urățică și arată ciudat. Am văzut de multe ori dată chestia asta ca tumoră și recunosc că prima oară și eu am dat-o ca tumoră și s-a făcut biopsie și n-a ieșit nimic. Și după aia am întrebat și eu pe unii mai deștepți ce-o fi. Și am aflat desmoid fibros, adică o leziune oarecum de tracțiune absolut benignă, fără nicio treabă, sau o zonă absolut fiziologică de creștere osoasă, fără nici o importanță și multă vreme le-am tot descris. Acum, în ultima vreme, încă stau pe gânduri dacă să mai descriu sau să nu mai descriu chestia asta, fiindcă odată ce încep să descrii îngroșarea corticale, cu semnal în centru, cu din astea, citește ortopedul și zice, aoleu, gata, sarcom, biopsie și așa mai departe. Da? Dar ce atenție la chestia asta, dacă e foarte mare și așa, descrieți-o, dacă are dureri în spate, descrieți-o, dar cu caractere de benignitate. Desmoid fibros este una din variante, sau pur și simplu o zonă de creștere osoasă absolut normală.
să încerc să găsesc primul caz pe care l-am dat de tumor. Mă rog, nu l-am dat tumoră, l-am dat de îngroșare, dar așa, dar am descris-o ca pe tumoră și a venit, a fost la ortopedie și n-au găsit.